A murit zecetul. Bravo. Dar ce e acolo? Ce e? Cred că e factura de la clinica unde am făcut analizele. Da? Da. Ne cerem scuze, dar dintr-o eroare regretabilă, rezultatele analizelor dumneavoastră au fost inversate cu cele ale domnului Cocoașă. Ce s-a întâmplat? E multă plată? Exact! Și numai din cauza ta, că tu m-ai obligat să o fac! Dar dă-i o dragă lui Gogoașă să o plătească! Că și așa n-are pentru cine să strângă bani! Că tot nu poate să facă copii, nu? Eu cred că degeaba mai vreau și popaci. Mârlane, tu degeaba vrei orice. Hai să-i tiri pișpiriule, că-mi bazez afirmația pe studii de specialitate. Că toate gazetele zice că scade numărul românilor care mai muncește pace pe castion. Deci, în maxim un an, rămân cu biserica goală. Zi, mersi, Mârlane, că o să poți să cânti în voie fără să sperii lumea. Fraților, e nasoală. Păi și acum ți-ai dat seama, mă, partea lui. Ce vrei, Mârlane, dragostea e oarbă. E, ăsta e ori conform numelui. Că mie carte nu mi se pare deloc nasoală. Făcea referință la situația financiară de Spania, tântălăilor. Ah. Pă, voi mi-ați făcut iubițica nasoală că vă găseam de dragi pe amândoi. Nu ne repeream. Dar la cine? La Cati. Nu, ce? Mă. La Cati, nu. Nu, ne refeream la cine te refereai și tu. Da. De ce Cati e nasoală, zi-mă? Păi ce, dacă era... Ne mai dădeam la ea? Iar v-ați dat la iubițica mea? Stai, mă! Stai, mă, că nu acum! Atunci, prima dată! Atunci, când s-a născut ea! Când am cunoscut-o! Stai, mă, că spui mai tâmpenii! Sunt obosit, mă, de aia, nu știi cu mine. E prima oară când mă simt așa obosit. Ia zi, crede, ce-i cu situația financiară? E nasoală, n-ați auzit? Aha, deci recunoști că e nasoală! Mă, te ce? Hai vorbiți mai despre bani, mă, că eu de bani vorbeam în ciorete, nu de nasoala ta. Bă, nu taci, mă! Deși dracea, nu, mă! Nu, că ți-o iei. Deci mă las să vorbesc sau te găsește, draci? Zi-te-o primă. Deci, revenim. Din cauza asta, a situației financiare dezastroase, spaniolii au scos un decret că orice emigrant trebuie să lucreze acilea numai cu carte de muncă. Vor să facă rost de bani la bugetul de stat. Dă-mi impozite, mă! Și vor să elimine șmecheriile și munca pe la negru. Ce treabă avem noi, că este bani, nu-i negru. Nu e negru, dar noi n-avea carte de muncă la este bani. Sau, mă rog, voi n-aveți, că eu am carte de muncă la secție, da? Aoleu, păi ce ne facem? Cărți de muncă și rapid. Că ne-au pus să facem verificări la toți străinii. Și ăia dă-i prinși că face venituri fără carte de muncă, Halilul tată i-a pus pe cursă și îndărât în țară. Bă, asta e nasoală. Mulțumim că ai venit să ne anunți, Chiorete. E, inițial doar venisem ca să vă anunț. Dați-mi în cont că ați recunoscut că vă dați la iubitica mea. Poate n-ar fi rău să vă trag un referat ca să vă trimit îndărât în țară. Ca să nu mai aveți ocazia voi să sabotați relația, da? Stai, mă, Chiorete, băi, omor! Mă, Chiorete, tu nu înțelegi că nu s-a dat nimeni la ea? Da, că-i la sfoară, da-i, mă! Mă, nu tăși din gură! Da, că... Că nu s-a dat, că nici n-aveam de ce! Păi da-ia, că-i la sfoară! Mă, lași, mă! Eu tocmai i-am pus mâna pe Gina, Chiorete! Doar mâna, mă? Păi te lăudai că tu te-ai rezolvat cu mâna! Vandame, fă puțină liniște, că avem de vorbit cu omul ăsta. Mârlane, eu te pot să ridic. Să revenim. Deci, eu sunt cu Gina. Tântălău ăla visează la Mirabela. Vandame! Aha, Vandame? Vandame... Eu tocmai ce m-am despărțit, Chiorete, și sunt rănit grav.
Nu mai trebuie altă relație. Exact. Suferă după Ema ca prost. Gogoașă, cum să se dea la ea? Păi ce are curaj? Nu e așa că nu ne mai faci niciun referat? Eu știu, bă, că am apucat să vin acilea. Dacă mă întreabă Cariba de ce n-am făcut verificarea, le spui că nu era nimeni acasă. Da, exact. Le spui că lipsim pentru mult timp. Ce crinasoală, situația. Nu cred. Banc. Da. Unde n-ai paus? Asta ce e? Țeapă, mă, Beatrice, că nu mai țin de mult banii acolo. Banii nu, dar ceva tot ai uitat. E, orice găsești, știi că e al meu. Ți-ai dat seama că te sclerozezi și ți-ai desenat o hartă cu celelalte ascunzători? Dacă nu sunt bani, nu mă interesează. Ne cerem scuze, dar dintr-o regretabilă eroare am inversat rezultatele analizelor dumneavoastră cu cele ale domnului Gogoașă. Rica e infertil? Nemernicu! Nu pot să cred! Și-a bătut joc de mine în tot acest timp! La reina de la beleza. No. Io soy la reina de la beleza. Repeta, Gogoașe. Am impresia că nu prea te ridici la înălțimea talii. Hai, dă-i drum. Păi dacă vine pe tocuri, dar nu știu calul e. Mincinos ordinar. Stai, mă, mică, mă, că nu mint. Chiar mi se pare că joacă prost pentru tine, cinci. Bestie falsă și absconsă. Asta e replica, hai, repetați. Vezi, mă, ți-am zis, mă, că joacă mai natural, mai convingător. Aha, chiar că m-a convins. Vezi, s-a tras un urmă, adevărat. Au. Aoleu, chiar s-a tras-o, a? Nu cu mine repet, cu Rozaura. Nu e repetiție. Știi cumva ce e asta? Aha, normal că știi. Păi de ce nu mi-ai zis, mă, și mie, că tu ești infertil și nu Gogoașă? Ce? Adică eu nu sunt infertil? Habar n-am, că nu te-am verificat. Dar conform hârtiei ăsteia, nu ești. Nu mințit, mă, iubito. Eu i-am spus papei că Gogoașă e fertil. Aduceți-vă aminte. Păi de osebire de tine, eu știu care e adevărul. Și vreau să verific doar dacă te-ai înțeles cu măcarul meu să mă mințeți. Nu. Deci, hai grijă. Nu s-a înțeles nimeni, nu. Ce? E fertil, tante, stai liniștită că e fertil. Deci e fertil. Da. Tu ai vrut să iei de minciună adevărul meu. Nu m-a buri. Că dacă ai zis că ăsta e fertil, nu înseamnă că ai recunoscut că tu ești infertil. Păi, nu era nevoie, că prin deducție logică și excludere... Excludere o să fie în cazul tău mincinos patentat. Că din clipa asta ești exclus din câmpul meu vizual. Și pentru că ți-ai bătut joc de mine cu toate testele alea de sarcină, o să fac copil cu primul care mi iese în cale! Da, eu vă las cam puțin de treabă! Asta pentru că m-ai făcut ilogică, adică proastă. De fapt, ai dreptate. Chiar sunt proastă! Că mi-am pierdut timpul cu un maidanez ca tine! Ce s-a întâmplat, Caisuțo? Costeluș a plecat de 3 ore la o livrare și nu s-a întors. Mi-e frică să nu-l fie atacat cineva. Cine s-ar fi atacat? Lupul cel rău care l-a confundat cu cei 3 purceluși! Mai e bine că nu te-am chemat să faci mișto. Chiar sunt îngrijorată. N-am întârziat nici măcar 5 minute de când lucrează la mine. Păi și-o scoate și el pârlala acum. Aba, căpșunico, că am zis și așa, o glumiță, că te văzățără stresată. Și azi liniștită, mămică, că se întoarce el. Păi ce să ia de la el, mă? Băia banii de pizza, șoriciu. O fi nemerit o clientă dintre asta mai șclifosită, mai petrențioasă și acum așa de ca să-i satisfacă toate poftele, nu?
Nu ai zis tu că e noua politică managerială a crâșmii? Nu mai e. Și oricum ce femeie vrea să satisfacă poftele cu un purceluș. Tu ai zis. Nu soxilă! Bă, dacă ai vreo comandă de dus urgent, dă-o că duce iubițelul tău. Nu mă nebuni! Să te oprească și pe tine vreo clientă pretențioasă. Bună, Carla! Hola, ce cătă-ți, mă, Acilea? Ce face, Vire? Îmi gonești clienții? Ce, mă, am venit să o rugăm pe Cati să vă ierte. Dar nu e cazul, că nu i-am zis că ați făcut-o nasoală. Că altfel nu mai cupați voi mâncare caldă în vecii vecilor. Amin! Stai, mă! Am venit să o rugăm să ne angajeze și pe noi aici cu carte de muncă. Bine, doar așa de formă, ca să ne încadrăm în reglementările alea de care ne-ai zis. De formă, popoză, nu se poate. Trebuie să fie și de fond. Tu știi cât costă dările la asta? Trebuie să aduceți bani de acasă. Aoleu! Stai, bă, liniște, că dacă ne angajăm ca ospătari, ne scoatem banii imediat. Hai, mă, Cate, că dacă ne angajezi, o să ai o grămadă de facilități fiscale de la guvernul spaniol. Că astea se acordă tuturor firmelor mici care fac angajări de personal. Așa e. Bine vă angajez, dar să știți că trebuie să dați niște probe. L-am venit cu recipientul la mine, că știu cum e la angajări. Ce voi dați mazea? Cine mai angajează ziua ta fără analizele la zi? Pipicultura, cacacultura? Parcă te angajezi la academie, că mai acolo se cere atâta cultură. Ce băși, mă? Băși, mă! Beau lăpticul, că stai lăpticul pentru cafea de dimineață, dar mai beau cafea, că mereu mă faceți că sunt obosit. Mă ia tremurul de mâini de la ea. Am ăla pentru cultură, ăla e de aceea. E etaj, e dezinfectat, să nu-i vreun microb când donezi. E spart. Bine, bine, dați voi probele primi, că eu mai am un pic de treabă. Cred că am avut pietre la rinic, că aș vrea nu-mi explic cum s-a spart. M-am dat pe nebunaticule, acum nu-ți mai e frică? N-are cine să ne surprindă pisica, pentru că ea dau probe de angajare la Mica Românie și baba e la biserică. Informatul meu! Beti, să știi că nu e ceea ce pare? Nu e. Nu, eu mă aflam în trecere prin această cameră când, exfoliat de degresie, m-am împiedicat și... Am alunecat, apoi extorsionat de viteza cu care planam, s-a produs dezastru pe care l-ai văzut și tu. Erai în trecere spre ce? Spre patul ei, bănuiesc. Mă, Van Damme, nu-ți dai seama cât ești de penibil? Chiar așa? Lasă-ne. Eu tocmai plecam, că am de dat o probă cu Cati. Și cu ea? Cu probă de angajare, deșteaptă-o. Și acum că am rămas între noi fetele, dă-mi voie să-ți explic. Ia loc. Deci am bănuit eu bine că o faci din când în când cu Van Damme. De, sângele de tăuraș apă nu se face. Ai rămas dependentă de el. Nu eu de el, el de mine. E și milă, săracul. Nu reușește să treacă peste despărțirea asta. Nu înțelege că nu mai putem fi împreună. Și are căteri psihice. Vai. Adine, urmez că dacă nu-l las să mă ia în brațe puțin, se sinucide. După aia, mi-a cerut un pupic. Da. Și după aia... Ce vrei, mă, Betty? A fost bărbatul meu. Și străfundu-va... Sufletului meu mai sunt vagi și urme de dragoste. Că i-am fost ca o mamă și dragostea maternă apă nu se face, tu ai zis. Nu vreau să sufere, înțelegi? Da. Da, o să sufere sigur când o să afle Esteban. Păi nu o să afle. Că nu-i zici, nu? Ia zi, cât costă tăcerea ta? Hai, mă, Emma, cum crezi că pot să cer bani de la cea mai bună prietena mea? Știam eu că ești o prietenă adevărată, știam. Dar tu mi-ești? Normal, mă, Betty, ce întrebare e asta? Atunci înseamnă că o să-l convingi pe Van Damme să mă lase să-l consolez eu. Apă, nu mai e nevoie, că am rezolvat eu. Ba e, că eu vreau să fac copil. Și iepurica e steril. Acum am aflat. Și am nevoie de un tăuraș care să mă sămânțeze. Păi și iepurica ce o să zică? O să zică să rumâna, că are cine să-i facă copil. Hai, succes! Că dacă el te-a convins să-l las să facă ce-am văzut, și tu poți să-l convingi pe el să-ți întoarcă serviciu.
Că dacă nu, o să îl întoarcă Esteban. Până rămâne fără el. Adică fără serviciu. Adică șomer! Ah! Aha! Doriți să comandați? Spuneți că vă iau eu comanda. Lasă-mă, Dane, că până-i aduci tu mâncarea să slăiește. Da. Vă iau eu comanda că sunt suplu, că... deci mă mișc mai rapid. Ia spuneți. Deci, o verși, da? Eu sunt calm și în felul ăsta vă aduc comanda dumneavoastră fără să se piardă nicio picătură, stimate client. Ce vorbești, pupăză? Să-i duci șpaga? Să-i duci șpaga? Nu vreau nicio șpagă. Dar, desigur, dacă clientul insistă să mă răsplătească financiar pentru calitățile mele de ospătar, eu, umil și supus, o accept pe toată. Dar calitățile mele ceri, mă! Dar calitățile mele ceri, mă! Asta e casă de nebun, nu e restaurant. Și casă de iute și poți... Ce faceți, măi, conștienților? Îmi goniți și ultimul client amărât pe care îl mai am? Păi dacă e amărât, ce te plângi după el? Că n-are nici să dea ciubuc. Dar ce să dea ciubuc? N-ar avea nici să plătească masa dacă e amărât. Stai, că ești obosit, asigur, mă. Normal că ești obosit, pupa asta, că nu-i ușor să stai oare treci în picioare pe atâtea mâncăruri bune. Mă mir că n-a leșit de la mirosul. Ai dreptate. Dacă ți-e greu, renunță, mă. Renunță, mă. Să luați, mă, și păcile. Ce este? Liniște, mă, ia liniște. Ce aveți? Să vă fie clar, din momentul ăsta luați fiecare câte o comandă pe rând. Așa, da? Eu sunt rândul întâi. I want to break free. Da! Frosa Gogoașe? La telefon, cu cine vorbesc? Cu persoana care îl ține ostatec pe fiul matale, Gogoașe Costel, și pe care nu o să-l mai vezi dacă nu pregătești rapid 10.000 de euro. Auzi, pupăză, încetează cu tâmpinile astea câte jumătate de vieu. Și te mai dau și pe mâna poliției, mătarule. Dar să vedeți ce am făcut. Mă lasă circul, tu crezi că eu nu știu că tu m-ai sunat adineauri? Eu? Când? Am zis să las circul! Ah, ia stai, stai că m-am prins. Ești mână-mână cu Costeluș de data asta. Vreți să însinați împreună răpirea ca să mai sturcați de bani? Răpirea cui, bre, tanti? Că eu acum vin de la Cati, de la restaurant, că eu m-am angajat acolo, n-am timp de tâmpenii. Dacă nu mă crezi, uite, întreabă. Hai că eu mă grăbesc, că trebuie să mă schimb de hainele astea bune, să nu intre mirosurile în ele. Da, mie îmi spune, sigur, hai, du-te. Mă miram să fii tu mai deștept de data asta. Deci tot în dormitor l-ai spus pe zebeniule, că nu te duce capul. S-a prins, nevernicule! Ce faci, bre? Nu-ți rușine, zice că ești femeie cu frica lui Dumnezeu. Unde? Uite, cine... Pupăza! Și unde se ascunde Costeluș? Că vă târnui pe amândoi! Dar nu știu, bre! O fi cu vreo mândră, nu ai zis că și-a găsit? Pupăza, nu mă minți! Ce încerci tu acolo să mă convingi că nu tu m-ai sunat adineori să-mi spui de răpire? Eu? Nu te-am sunat, eu, pretentișor, uite, dacă nu mă crezi, întoarce apelul să vezi. Ce? Se-ntoarcă apelul? Da. Cum se-ntoarcă? Nu așa, bre, sună la ultimul număr care te-a apelat să vezi că nu te-am sunat eu. Păi așa o să și fac. Alo? Oh, seniora Gogoașe, v-ați mai gândit? Mă văd, bucă, mă, cine ești, mai? Bre, matale, ești ușor senilă? Nu ți-am zis? Aia care o să aibă grijă să nu-ți mai vezi godacul dacă nu pregătești 15.000 de euro. Păi parcă erau 10.000! Erau! Între timp prețul a crescut. Asta pentru că m-ai făcut pupăză. Dacă mă mai jinești, iar crește. Și dacă tragi de timp, iar crește. Așa că ai face bine să pregătești cât mai repede banii. Ok! Uite cum facem. Ne vedem de seară, la ora 8, fix! La restaurant la Mica Românie. Dar fără poliție, mama e, că altfel îți ia adio de la Costeluș. Îl facem pomana porcului. Mama e! Mama e, mă, da, făi, că baraclă tine! Făi și te târge! Ăștia chiar mi-au răpit copilul. Ce mă fac? Ce să faci, bre, las! Îl lași acolo. Când o să vadă cât mănâncă, le liberează rapid. O să l-ai aprins! Nici urâși de copilul meu, de puiul meu! Puiul! Ce-ar puiul de râs să-ți fie, mama e? Mama e mâta! Piu, piu! Așa!
Scuză-mă că am lipsit, dar am fost să iau asta. Așa, îi primiești pe toți livratorii care ți-aduc mâncarea la timp? A-a, numai pe tine. Știi că ești feblețea mea de când erai zeul sexului. Și știi că te pândesc de multă vreme? Pa bune? Că mă șantajează? Bine-ți face că te șantajează, că din cauza ta am intrat în porcăria asta. De când îți zic, hai sora mea să fugim, că ne ajung banii pe care i-am strâns până acum. Dar tu? Nu! Rămânem, hulpavă! Să ieși și ultimul cent care a rămas în cont, să ne alerge este bani până toată lumea cu Interpolul, să ne știe tot Castelionul. Știi ceva? Fă-ți bagajele mai repede, hai! Ce vorbești? Și să lași 700 de mii în cont, dar ce crezi că-s nebună? Nu, nu, mai bine o plătesc pe Betty, dar eu tot nu renunț. Păi da, o plătești pe Betty, o să o plătești și pe altă Betty. Și pe toți care o să ne surprindă și cheltuim toți banii pe care avem doar ca să le închidem gurile. Asta dacă o să ne mai rămână vreun ban, că dacă află Esteban, s-a zis cu noi. Nu află niciun Esteban, că rezolv eu cu Betty. Și văd că numai eu trebuie să fac tot un cuplu ăsta. Serios? E, lasă că acum o să o rezolv eu. Cum trebuia să o fi rezolvat de mult? Ce faci, mă? Madame, să-l faci vreo tâmpenie! Gata nota, voi poftiți? Așa puțin? Foarte tare! Așa la noi, puțin și tare! Poftiți, păstrați restul. Da, Petru, mulțumesc, mai poftiți și altă dată pe la noi. E, cum v-a plăcut? A fost bun? Da, foarte bună mâncarea. Bun, poftiți, nota. Ia uitați, așa. Păi am achitat la colegul. A, la colegul ați achitat felul întâi, adică supa. La mine achitați felul doi, adică friptura, că avem gestiuni diferite. Am înțeles. Mulțumesc. Bacșișul de la colegul. La... Mărane, marcă banul. Care bani, mă? Cum care bani? Jumătate din bacșișul pe care ți l-a lăsat clientul. Că a zis că ți-a dat ție pentru amândoi. Hai. Bă, voi fi obosit, dar prost nu sunt. Bacșișul meu, bacșișul meu și bacșișul tău. E bacșișul tău. Bă, tu nu înțelegi că mie nu mi-a dat niciun bacșiș, că bacșișul meu ți l-a dat ție? Păi nu ți-a dat, că din cauza că nu l-ai servit și tu cum trebuie. N-ai fost umil, tu tot cu hari te faci pe deșteptul, pe superior, cu clientul, păi cum vrei să... Ce aveți, mă, de vă certați, iar? Cine sunt? Ce aveți de vă certați? Nu v-am zis să serviți pe rând? Păi așa am și făcut. Ăsta a servit supa, eu am servit friptura, am făcut note diferite și i-am dat... Ce-ați făcut? Nu... Mă, voi vreți să-mi consumați toate chitanțierele cu... Și dacă vroia desert, ce faceați? Mai tăiați un bon? A, nu, îi tăia Van Damme, că asta era treaba lui, chele cu deserturile. N-ai zis că servim pe rând? Pe rând, da, adică fiecare câte un client. Păi, dacă e un singur client toată ziua, de unde mai... Dacă e un singur client toată ziua, te dau afară, cobe ce ești! Că n-am nevoie de a-ți ia ospătar pentru un singur client. El a zis. Da, Doamne, să fie un singur client azi. De fapt, știți ce? Oricum n-am nevoie de ospătar, că uite, restaurantul gol. Țineți și voi locul lui Costel, nu știu, duceți-vă la livrări. La livrări? Măi, eu am plecat la... Cati! Unde-i livrările astea? Că... În pod, ia liftul. Hai să-mi trag una așa rău de înălțime. Suntem împreună, bă, jefe! Că căsnicia apă nu se face. Și eu nu mai pot să țin secretul ăsta, că m-am săturat. Bună încercarea, dar nu ține, bă. Che dacă Bela era su amante, fugia contigo de mucho tiempo. Che la câși dinero are pe manos, plecați amândoi și stătați pe o insula singuri. Con burta la sole, Van Damme. Păi exact asta îi zic și eu. Van Damme, eu te înțeleg că ești supărat și dezamăcit că te-a părăsit. Dar nu ține, că nu pon boca la orice frăgeala. Ci s-au suit hormonii la cabeza. Renunciar la Bela, că ești una cauza perduta. Comprendes? Eu uitați-l, mă, pe ăsta. Comprendes o nou? Si, bă! Mm.
Da, de ce mă alegi la ochi? Ca să fie surpriză. Nu vrei să ne jucăm? Cum să nu? Abia aștept. Da, să știi că nu am foarte mult timp la dispoziție. Că mai am și alte livrări de făcut și să nu mă dea șefa dispărut. Asta e bine, că o să fie mai veridic. Unde te duci? Să mă pregătesc pentru surpriză. Așa, abia. Nu, Bela, tranquilișa-te. Dar vezi că trebuie să facem matrimoniu maș rapido. Che soi teștui intrigante care vor să strice relațion. Și Van Damme este în cabeza de lista. Che soi seguro că încă te iubești. Ce idiotul! Cum să mai bască? Așa mi-arată el că mă iubește! Ce tâmpit! Ok, hai să o facem. Hai să o facem. Nu asta, amore, matrimoniu să facem. Și după facem și... Dar nu se poate ora? Nu. Înțeleg. O să vorbesc cu livratorii să văd de ce n-a ajuns comanda. Știu că sunteți clientă fidelă. Tocmai de-aia vă invit aici să fiți despăgubită. Cine m-a pus să-i angajez pe ăștia? Unde ori umbla, Costele? Unde ești, Costele? A fost răpit, păi, fată. Răpit? Da. De cine, bre? De o femeie. Da. Îți arde de glume. Adică eu n-am cu cine să-mi trimit livrările. Mă fac de râs la clienți cu tântălei de mârlanu și pupăza iar el umblă la gagici. Asta o să-l coste, tanti, să știi. Și încă acum, 15.000 de euro. Nu vrei să înțelegi că nu umblă cu nicio femeie? A fost răpit, e ostatic. Brima ta, le vorbești serios? Păi și ce ai de gând să faci, plătești 15.000 de euro? Păi, fată, dar tu mă crezi pe mine proasta? Adică să-mi las pe Costeluș fără zeste? O să profit de elementul surpriză. O să crede că sunt o babă de firavă și fără ajutor. Și atunci... Mamă, dar nu te alpesc! Și Chiorete, o să-mi ție spatele. Că e afară, așteaptă un semn din partea mea. Iar tu ai face bine să pleci de aici. Că ăsta este locul întâlnirii. Și îl transform în teatru de operațiuni. Și o să se răschije. Ieși! Bună seara! Am vorbit la telefon mai devreme și mi-a spus să vin aici ca să iau... Ca să îmi primești banii, da, da, da! O clipă! Haide! Chiorete! Vino că am prins-o! Infractoarea! Da, 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 da! Ziua de oasă, unde-i gogoașa? Că te găsește, dragi! Ce gogoașa? N-am comandat nicio gogoașă, am comandat meniu complet. Meniu complet? E, meniu complet îți dă tata la seție. Un inclusiv asta până nu știi unde o stată. Ai zici că te miște de că te găsește, dragi. Ce tare sunt. Hola, este alguien aquí? Hola. Am venit să-mi dați... Bănuții, da, exact. Sigur. Poftim și asta e din partea casei. Să uităm incidentul. 20 de euro? Vă bateți joc de mine? E pentru asta chiar că o să mă ocup de gogoașe. Dar stați puțin că el n-are nicio vină că n-a ajuns cu livrarea. Gogoașa a fost răpit, dar a intrat poliția pe fir și au găsit descroaca. Urmează să fie eliberat din moment în moment. Bună! Ai venit să mă învoiești de la șefa? Costele, ce-i cu tine halul ăsta? M-a legat frumușața asta, dar dulapca a zis că îmi face nu știu surpriză. Dar a plecat și nu se mai întorcea și bă, m-am eliberat eu să vin, să nu mă dai dispărut. Tu l-ai legat? Tu ești răpitoarea! Alo, Chiorete, unde ești? Păi și n-a trecut pe lângă tine una în fugă! După ea mă că e răpitoarea adevărată! Nu știu pe ce răpitoare! Păcat că era și infractoare și m-a lăsat și legat! Am cedat psihic pisica! Ce primea mioșul și mie atâtea luni de stat numai în tensiune! Și să știi că treaba asta cu Betty, asta mi-a pus capac. Dar ce sunt eu? Teaur comunal pentru toate nașpetele? Dar cine te pune să faci pe nebunule? N-am zis că o plătesc? Zi mersi că ți-am economisit finanțele și că nu mai poate să te șantajeze. Că dacă se duce la Esteban, ăla o să o treacă pe lista sabotorilor și îi trage și o amendă. Mă, nu zici că e dreptate? În prostia ta s-ar putea să fi făcut un lucru bun. Crezi? Nu știu. Dar nu mă prostii faci, nu mă prostii faci.
Cum stă? L-ai convins? Încă nu, dar mai încerc. Ia loc, că s-ar putea să mai dureze. Băi, voi sunteți inconștienți? Încă nu, dar o să fim după ce terminăm. Cam jumătate de oră, așa. Că noi o facem profi. Care carte, șantajisto. Auzi, pisica, da? Zi să iasă afară că mă inhibă. Fantezii cu Halloween nu am. Ok, voi ați văzut-o. Dați-i adio de la nuntă și de la Esteban. Nebuno! Nu mai râde. Sper că ai avut dreptate. Și nu crede ăla, că dacă pierdem banii, chiar o să fiu nebună! Cum o să faci? Nu mai merg cu tine în viața mea! Cum o să faci? Ce ați făcut cu livrările mele? Nu e asta! Ce vorbești, că tu ai gustat primul? Păi da, mă, dar eu am luat un vârf de dege ca să văd să nu se fire și mâncarea! Păi și aloare, ce să fire eu că am degeti cârlații polonezi? Măi, nu puteți să vă duceți mai repede ca să înțelegească mâncarea? Ba, da, mă, Cati, fii atentă, la prima livrare am luat taxiul. Și când am ajuns acolo, i-am cerut omului banii pe taxiul și a zis că pe el nu-i interesează, că nu treaba lui cu ce venim. Un nesimțit și, da. Și la al doilea când ne-am dus... Ne-am dus pe jos, ca să nu mai dăm banii pe taxi, dar ședea deoparte. Deoparte, deoparte, ce să zic eu, ca Dacin... Cum să spun eu ca să înțelegi? Ca Dacin cu Valentina. Înțelegi? Și-am mâncat-o pe drum, că ni s-a făcut foame. Dar stai liniștită că ne-a pus femeia la masă, ne-a venit cu ce mai avea pe frigider. Ne-a dat și nu ne-a luat nici mult. 100 de euro. Ce, a vrut să ne ia 50, dar am negociat eu cu ea. Stai, bă, cu deștele! Ieși de afară! Sunteți concediați! Uau, dracuna, aveți și concediul la o zi după angajare! Să dracuna, băierie! Ține de afară! Că ține de afară, te rugăm frumos, că dacă ne dai afară de servicii, ca și cum ne-ai dat afară de Spania, că ne explodează ăștia! Ne expatrit, ne... Ne revergul, ne trimitem... Ne repatriază-mă, Cati, mă, ne dă afară, te îngorăm noi, frumos! Că nu vă repatriază nimeni, am înțeles eu greșit reglementarea. Fraier sunteți, mă, să poate lucra în continuare și cu contracte de-astea de colaborare. Numai că în cazul ăsta nu o să mai beneficiați de... asigurările sociale. Ce aia? Adică, dacă n-ai carte de muncă, statul spaniol nu-ți mai dă 1000 de euro care ți-ar fi dat-o pe ajutorul de șomaj. Cati, te rugăm noi frumos, te implorăm, angajează-ne cu carte de muncă și dă-ne imediat afară, după aceea. Ieși de afară! Gata, mai, hai să mergem să luăm banii. Câte 1000 de euro. Știu că nu-ți vine să crezi, dar ăsta e adevărul. Știam, intrigat dacă erești tu. Dar anunțar și pe otro care vor să-mi strice matrimoniul Conema, că se chinuie de pomana. Și tot o ce reușesc să facă este să se aleagă cu o amenda. Și dacă insistă, poate să rămână și fără trabajo. Ai înțeles? Comprendești tu? Fuera! Baiete ofticos! Dar la cine? La Cati. La Cati nu! Ne refeream la cine te referi? De la Bogdata, la cine? Nu, mă, nu ne-am dat acum. Atunci, prima dată când am cunoscut-o. Mai taci, mă, că spui mai târziu. Dacă ne-ai anasală. Bă, taci! Da, și aveam în gusturi atunci, ne uitam la nasoale. Mamă, ce te pe instru și eu. Dar pe urmă ăla când am învățat numai de pe intru, la Cati nu. Păi de noi ne refeream la cine te referi și tu, mă. Păi ce, Cati e nasoală, zi? Păi da, ce... păi ce, dacă era mișto, ne mai dea la ea. Da. Dacă era nasoală, ne mai dea la ea. Bravo, bravo, ia-sa!
Ia zi, ce e cu situația financiară? E nasoară, n-ați auzit? Ha, te recunosc, e nasoară! Bă, tu te crezi! Ce m-am ținut, dar n-am putut! E recunosc, e nasoară! Că-i nasoală situația, nu Cati. Că-i nasoală situația, pop, nu Cati. Nu mai e. Și oricum ce femeie vrea să satisfacă poftele mele să-l zice pe ori, cumpur celuș. Eu eram aici doar în trecere, m-am împiedicat pe gresie. Am alunecat pe gresie și m-am străbătut peste Emma în pat. Ah, era în trecere spre ce? m-am străpuns. Am văzut interviul ăsta o dată, și m-am extorsionat peste Emma în pat. Nu me bela, tranquilízate. Ta vezi că pentru asta trebuie să facem matrimonio mas rapido. Che vezi că soi muci intrigante.